Bine, v-am regăsit. Impozitarea clădirilor ridică probleme an după an. De fiecare dată se găsește un miez al discordiei care să repune în actualitate această temă. Astăzi clarificăm cum vor fi impozitate clădirile rezidențiale în 2025. Pe scurt, la fel ca și în anul acesta, cel puțin ca metodă de stabilire a valorii impozabile. Nici o modificare. Impozitul pe clădiri rezidențiale, reamintesc că este format din două componente. Prima este valoarea impozabilă care se stabilește printr-o formulă de calcul, prin codul fiscal și este calculată efectiv de primării. A doua componentă, cota de impozitare, care se stabilită ca interval minim-maxim de către Parlament și ca valoare punctuală de către Consiliile Locale. Impozitul pe clădiri rezidențiale este deci rezultatul înmulțirii celor două. Contextul este următorul. OG16, celebră din 2022, prevedea că valorile impozabile ale clădirilor rezidențiale vor fi stabilite conform studiilor de piață ale notarilor publici, așa zise grila de notarilor. Prevederea a iscat o mulțime de discuții, majoritatea bazate pe imposibilitatea aplicării unitare la nivel național a unui asemenea sistem. Așa se face că la acel moment s-a amânat intrarea în vigoare până la 1 ianuarie 2025. Recent, s-a amânat încă o dată până la 1 ianuarie 2026. Cerințele PNRR pun presiune pe autorități să clarifice problema până la finalul anului viitor, în așa fel încât valoarea impozabilă să reflecte valoarea de piață a proprietăților. Autoritățile române ar fi și ele interesate de colectarea unor sume mai mari, însă nici nu au vrut să supere contribuabilii, mai ales având un calendar electoral foarte aglomerat în 2024. Vom plăti totuși mai mult în 2025. Rămâne de văzut de la caz la caz. Consiliile locale ar putea decide să revizuiască cotele de impozitare din intervalul stabilit de lege sau primăriile ar putea decide să ajusteze valoarea impozabilă cu inflație. Fiecare administrație locală va cântări nevoile bugetare și gradul de suportabilitate pentru comunitățile lor și vor decide dacă modifică sau nu impozitele pe clădirile rezidențiale în 2025. Rămâne însă problema OG16 pe 2022. Cauza principală a blocajului este stilul aparte în care noi impozităm valorile în România. Respectiv, avem o valoare a terenului care se impozitează și valoarea clădirii care se află pe acel teren. Prin urmare, nici valorile impozabile din evidențele primăriilor și nici grilele notariale nu reflectă valorile reale de piața ale proprietăților o bază de date cu toate tranzacțiile imobiliare din ultimii un an, 20 sau 30, actualizată în timp real, ar putea ajuta autoritățile în a crea o referință realistă asupra acestor valori de piață. Demersul însă ar lua timp și tot ar rămâne problema multor zone din țară care nu au tranzacții și care nu ar avea o bază de calcul relevantă. Dificultatea stă tocmai în a crea un sistem unitar la nivel național care să funcționeze la fel, pentru centru Timișoare sau cu cuieții din deal. Specialiștii băncii mondiale, împreună cu cei din Ministerul de Finanțe, lucrează în prezent la găsirea unei soluții pentru ieșirea din impas. Însă, sistemul românesc necesită mai multe etape de reformă pentru a putea pune în practică ceea ce teoretic sună foarte simplu, impozitarea clădirilor rezidențiale la valoare de piață. În final, două lecții importante de învățat. Modelele vestice sau aplicate în alte părți, oricât de bune, nu pot fi. Implementate peste noapte, iar amânarea nu rezolvă niciodată problema. Din potrivă, ne oprim aici pentru astăzi. În ediția viitoare vom reveni cu noi teme veridice. Până atunci, ținem legătura pe paginile Adrian Vascu de pe Facebook, YouTube și din aplicațiile mobile din Google Play și Apple Store. Vă doresc multă sănătate!